Dacă majoritatea oamenilor aleg să facă plajă la mare, la strand sau pe malul râurilor, iată că o femeie a ales o locație inedită pentru a se bronza. Aceasta a fost surprinsă la plajă, în cimitir, pe o piatră de mormânt. Conform mesajul.ro, o femeie în lenjerie intimă a fost pozată făcând plajă într-un cimitir din Alba Iulia, chiar pe o piatră de mormânt. Imaginea a ajuns la redacția Alba 24, fiind surprinsă de o femeie din localitate. Așa se stă ziua la prânz în cimitir, la plajă, în zona Ampoi 3 la cimitirul Chip. Este comentariul celei care a făcut poza. În fotografie se vede foarte clar că femeia și-a întins o pătură pe piatra de mormânt, pe care s-a întins să se bronzeze. În încercarea de a verifica autenticitatea imaginii, jurnaliștii din Alba Iulia s-au dus în cimitirul cu pricina, au găsit într-un final mormântul surprins în imagine, însă femeia își terminase programul de plajă. Pe mormântul unde femeia citea și făcea plajă, sunt îngropate două persoane și a fost construit acum 13 ani. Cimitirul Chip din Alba Iulia, situat în cartierul Ampoi 3, este al doilea ca mărime din oraș. În urmă cu 2 ani, tot la Alba Iulia, o altă femeie a fost fotografiată făcând plajă pe marginea unui sens giratoriu.